Bună ziua! Vă mulțumesc mult pentru prezență. Am convocat astăzi conferința de presă la sediul de campanie al Partidului Național Liberal Filiala Vrancea cu scopul de a vă prezenta, așa cum este firesc, un raport de activitate al activității Consiliului Județean Vrancea din ultimul mandat, perioada 2020-2024. În mod normal, trebuia să fie în locul meu aici Cătălin Toma, pentru că el este cel care a derulat activitatea la Consiliul Județean. El este cel care a câștigat alegerile în 2020 pentru președinția Consiliului Județean Vrancea. Însă astăzi suntem echipa care am preluat conducerea Partidului Național Liberal și înlocuitorul care a preluat conducerea Consiliului Județean Vrancea, domnul Ionel cel Mare. Și împreună cu domnul Rezmeriță vrem să vă prezentăm parte din activitatea domnului președinte Cătălin Toma și al întregii echipe liberale la Consiliul Județean Vrancea și să vă transmitem câteva mesaje referitoare la viziunea noastră pentru următorul mandat. Așa că în spatele meu aici aveți un panou pe care am încercat să rezumăm doar cele mai importante proiecte pe care Consiliul Județean le-a derulat în perioada 2020-2024 și mă bucură enorm de mult faptul că activitatea Consiliului Județean Vrancea din ultimii 4 ani este apreciată și de către dumneavoastră. Noi am efectuat un sondaj la comanda PNL de către Avangard și au arătat că 57% dintre cetățenii județului Vrancea se declară mulțumiți și foarte mulțumiți de toată activitatea din ultimii 3 ani jumate. Și vă dați seama că nu avem cum decât să fim bucuroși pentru asta și să fim extrem de serioși în ceea ce promitem pe mai departe. Dacă vă uitați în spatele meu, veți vedea foarte multe drumuri județene, mai exact 200 de kilometri, realizați în cei 3 ani și jumătate. Proiecte care stăteau la sertar, proiecte care nu au fost demarate, proiecte noi, proiecte aprobate și foarte mulți bani aduși în județul Vrancea. Toți cei care știți că mergeți pe drumuri județene asfaltate în acești 3 ani jumate, trebuie știți cu siguranță că aceste lucruri au fost realizate de Consiliul Județean Vrancea, de echipa liberală. Mai mult decât atât, avem foarte multe clădiri, clădiri de patrimoniu, clădiri de sănătate, clădiri de educație, clădiri emblemă în județul nostru, pe care Cătălin le-a realizat și Consiliul Județean Vrancea a reușit să le finanțeze și să le finalizeze cu procesul de recepție. Până în anul 2020, în județul Vrancea, toate proiectele erau promisiuni. De fiecare dată se venea din 4 în 4 ani și se promitea. Se promiteau drumuri, se promiteau servicii de apă și canalizare, se promiteau reabilitări de clădiri, se promiteau tot și tot felul de lucruri care nu s-au realizat. Însă în 2020 Cătălin s-a apucat de treabă, echipa liberală s-a apucat de treabă, împreună cu toți consilierii județeni, împreună cu vicepreședintele, împreună cu toată echipa pe care a adus-o Cătălin la Consiliul Județean, au făcut lucruri extrem de importante pentru noi cetățenii și mai mult decât atât au muncit la noi proiecte care urmează să intre în implementare. Aș vrea să las pe domnul cel Mare să vă spună și dânsul câteva lucruri despre ce au însemnat pentru dânsul ultimii 4 ani de zile și apoi, cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să vă spun ce ne dorim noi să facem în următorii 4 ani. Domnule vicepreședinte, vă rog. Da, mulțumesc. Bună ziua, vă spun și eu. Și așa cum spunea și domnul președinte Dragoș Ciubotaru, în ultimii 4 ani de zile, împreună cu Cătălin Toma, 3 ani și jumătate din nefericire, împreună cu Cătălin Toma și echipa liberală din Consiliul Județean, cu aparatul tehnic al Consiliului Județean Vrancea, am început să implementăm acele proiecte care, din păcate, până în 2020 fusese lăsate fără să fie deschise. Și așa cum spunea dumnealui, vedeți în spatele nostru aici, marea majoritate a proiectelor care s-au implementat în această perioadă, deși erau cu ani mulți în urmă proiectate, să zicem, sau începute, deschise, dar nu erau implementate și nici de cum finalizate. În perioada 2020-2021, de fapt, că mandatul a început în toamna anului 2020, în 2021, 2022 și 2023, Consiliul Județean Vrancea a finalizat proiecte în valoare de aproape 600 de milioane de lei. Asta însemnând foarte mult. Și asta însemnând drumuri județene, clădiri de patrimoniu
și știm cu toții fostul tribunal Vrancea, care stătea în paragină de mulți ani de zile, a fost reabilitat și dat înspre administrare Muzeului Vrancei, multe clădiri din patrimoniul DGASPC-ului Vrancea, inclusiv sediul lor, fostul complex din Crângu Petrești, Căprioara, care imediat, în perioada următoare, va fi dat în folosință DGASPC-ului, fiind un centru modern și complex de reabilitare pentru persoane cu dizabilități și multe, multe altele, care au fost reabilitate și renovate în perioada redate în perioada anilor 2021, 2022, 2023. De asemenea, sunt foarte multe proiecte pe care o să vi le spună domnul președinte, care sunt finanțate și în curs de realizare. Deci, în această perioadă am simțit și eu că sunt util în Consiliul Județean Vrancea și asta datorită faptului că zi de zi am stat lângă Cătălin Toma și amândoi am căutat să facem ceea ce ne-am propus, de altfel, nu ceea ce am promis, ceea ce ne-am propus noi să facem pentru cetățenii județului Vrancea. Vă mulțumesc și doresc succes în alegeri și sper ca în mandatul 2024 tot ceea ce s-a propus de către Consiliul Județean Vrancea, proiectele de suflet ale lui Cătălin, aici însemnând campus universitar, Spitalul Județean Vrancea și multe altele, să deruleze. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt primar la al doilea mandat. În primul mandat a fost ales cu 46% și m-am zbătut cât am putut de mult pentru a-mi îndeplini angajamentele politice pe care mi le-am asumat în fața oamenilor. Și cred eu că am reușit, pentru că am fost validat pentru al doilea mandat cu 93% din voturile cetățenilor. E greu să faci proiectele majore sau proiectele de anvergură în primul mandat. Și proiectele mari, proiectele valoroase, proiectele de importanță și cu impact, și eu le-am realizat în al doilea mandat. Vorbind aici de stațiunea Bizantea, vorbind aici de poduri foarte scumpe, vorbind aici de finalizarea drumului județean DG205E, care stătea la sertar de 5 ani de zile și pe care împreună cu Cătălin am reușit să-l finalizăm în toamna anului trecut. Și venind acum la Consiliul Județean, datorită faptului că mi-am asumat acest rol de candidat la funcția de președinte al Consiliului Județean și datorită faptului că administrația publică nu mă mai poate surprinde după 8 ani de administrație publică locală, consider că fructificarea proiectelor majore la care s-a muncit 4 ani de zile, de-abia acum va începe. Și când spun că de-abia acum va începe, pot garanta pentru asta, pentru că toate proiectele majore pentru județul Vrancea au intrat în diverse stadii de finanțare, diverse stadii de execuție și este imperios necesar ca acestea să intre în implementare, să fie executate și finalizate. Vorbim aici de sume de peste 1 miliard de euro și aș putea să încep să vi le și enumăr pe cele mai importante. Știți foarte bine că în urmă cu 2 săptămâni, domnul vicepreședinte a semnat contractul de finanțare pentru campus universitar. Este un campus la care s-a muncit foarte mult, pe care Consiliul Județean Vrancea, prin domnul vicepreședinte, a propus să poarte numele domnului președinte Cătălin Toma și sper că așa se va întâmpla. Și acest campus va intra în execuție undeva în 6-7 luni, estimez eu, pentru că procedurile de licitație sunt deja în derulare, începute aproximativ în urmă cu 3-4 luni de zile. Urmează Vranceacua. Vrancea are o mare problemă cu apa și cu canalizarea. Pentru că vara, după cum știți, peste 40 de comune sistează furnizarea apei potabile sau o dau cu program. Vranceacua, etapa a treia, este un proiect de 500 de milioane de euro care vine în sprijinul localităților din județul Vrancea pentru a rezolva această problemă. Acest proiect trebuie făcut ca la carte și trebuie făcut cu mare atenție, trebuie umblat la soluțiile privind identificarea surselor de apă și înmagazinare, precum și tratarea și furnizarea apei către populație. Voi fi acolo și cu siguranță voi supraveghea acest proiect, pentru că îl consider unul din proiectele esențiale. A avea apă și canal în 2024 este un lucru elementar. Mai mult decât atât, parcul industrial.
parcul industrial care cumva vine împletit cu Autostrada Moldovei. Autostrada Moldovei, despre care știe toată lumea că se lucrează la ea și care va fi gata în 2024 până la Focșani, Autostrada Moldovei a fost un deziderat al PNL. Din 2020 a început nebunia asta cu studiile de teren, cu forajele, cu studii de fezabilitate, cu stabilirea culoarului autostrăzii și în 2022 s-a reușit prinderea în PNRR prin negocierea liberalilor din Moldova și vorbesc aici despre Cătălin Toma, vorbesc despre Gheorghe Flutur, despre Costel Alexe și despre domnul Tătaru, ministrul sănătății la acea vreme de la Vaslui. Acești patru oameni au muncit enorm de mult ca Autostrada Moldovei să se facă. Și 85% din banii pe infrastructură din PNRR au fost prinși pentru această autostradă. Și o vedem acum cum se construiește. Și noi am rămas la guvernare pentru aceste proiecte majore. Și suntem la guvernare și în fiecare zi discutăm despre asta și suntem atenți prin guvernul liberal sau parte din colegii mei care sunt în guvernul României să se îndeplinească acest angajament. Parcul industrial vine lipit de autostradă, pentru că marii dezvoltatori, firmele, societățile comerciale, și asta o să vă spun mai mult domnul Rezmeriță, caută zone în care se identifice resursă umană și zone cu un acces facil la infrastructură rutieră. Pentru că de aici din Focșani ajungem și la port, de aici din Focșani plecăm și spre vest. Și parcul industrial vine ca și o încununare a acestei solicitări din piață pentru a genera locuri de muncă și bunăstare. Urmează un mare proiect pentru care Cătălin cred că a consumat toată energia lui posibilă în 3 ani jumate, Spitalul Județean Vrancea. Spitalul Județean Vrancea, care în momentul de față se află într-o anexă a Programului Operațional de Sănătate, finanțat cu suma de 225 de milioane de euro și pentru care este imperios necesar să mergem mai departe cu procedurile de a semna contract de finanțare. Proiectul a fost actualizat pe această sumă, proiectul a primit avizare și se află în procedură de avizare în continuare și în perioada următoare, cred că vara asta, urmează să fie depus cererea de finanțare pentru a concretiza și pentru a consfinți contractul de finanțare pentru a începe lucrările la Spitalul Județean. Amplasamentul există, proiectul există, banii există, trebuie doar să fim foarte atenți pentru a începe lucrările. Nu e ușor să faci un spital, nu s-a făcut niciun spital nou județean în toată țara în 30 de ani. Și să-l facem la Vrancea este o bucurie atât de mare pentru noi și sunt convins că putem realiza acest proiect. Mai mult decât atât, ne dorim să finalizăm toate drumurile județene, pentru că discutam cu domnul vicepreședinte de mai mult timp, de 2 luni cel puțin, a trebuit să mă pun la punct cu ce înseamnă județul Vrancea și dacă 3 ani jumate, așa a vrut Dumnezeu, să mă întâlnesc cu Cătălin prin prisma politică, fiind vicepreședinte la PNL, în fiecare zi aproape, și sunt la curent cu ceea ce a realizat dânsul, a trebuit să mă pun la curent și cu ceea ce e nevoie în județul Vrancea, problemele care sunt și cum putem să le preluăm din mers, să nu cumva să punem o pauză în perioada asta dificilă. Pentru că suntem o perioadă de depuneri de proiecte, suntem o perioadă 2023-2027 în care toate liniile de finanțare sunt deschise și se lucrează la Consiliul Județean la foc continuu pentru a nu rata nicio măsură de finanțare. Și dacă reușim să rezolvăm partea de sănătate, partea de infrastructură, partea de educație și partea socială, înseamnă că peste 4 ani de zile cu aceste investiții majore, județul Vrancea va arăta altfel. Și dacă avem infrastructură rutieră, și dacă avem apă canal, și dacă avem gaze, pentru prima dată în România s-a vorbit de gaze în 2020. Gazul românesc în fiecare casă. Când a început Partidul Național Liberal, Guvernul României, să înceapă să vorbească despre acest proiect major, toată lumea râdea. Însă vedeți acum, județul Vrancea are cele mai multe proiecte finanțate pentru rețele de gaze din țară. Și cei de la București se uită cu invidie la noi. De ce Vrancea are aproape 38 de comune care au primit finanțare pentru dezvoltarea infrastructurii de gaze? Pentru că un om a avut viziune, echipa liberală prin el a avut viziune și toți, începând din anul 2021, toți primarii PNL în general și mulți primari și de alte partide au început să facă proiecte pentru această măsură de finanțare care a ajuns să se concretizeze. Și vedeți acum toți primarii din județul Vrancea vin și vă expun faptul că urmează să înceapă lucrările la rețelele de gaze. Dacă în Ardeal gazul există în majoritatea zonelor, în Moldova nu există. Și trebuie să facem, în special județul Vrancea a fost lăsat în urmă din punctul ăsta de vedere, și trebuie să aducem gaze în fiecare localitate, pentru că nu doar pentru încălzire sau gătit, gazul este și un lucru elementar pentru dezvoltarea economică, pentru că în momentul în care îți vine o societate comercială și trebuie să încălzească 1000 de metri pătrați, gazul este cel mai la îndemână.
Și asta îmi propun, dragilor, îmi propun să muncesc în următorii 4 ani, îmi propun să nu vă dezamăgesc, pentru că asta este cea mai mare problemă a mea. În toată activitatea mea profesională de 16 ani, mi-am pus în gând să nu dezamăgesc pe nimeni. Pentru mine să câștig 93% a fost foarte greu. Fiecare primar își propune să ia 50-60%, încearcă să mai paseze diverse responsabilități, însă pentru mine fiecare solicitare, fiecare rugăminte, fiecare proiect a fost esențial. Și niciun proiect nu l-am avut eșuat, nici o licitație nu am avut-o anulată, niciun proiect nu a fost lăsat de izbeliște. Toate proiectele pe care le-am derulat în cei 8 ani de zile au fost recepționate în conformitate și de calitate. Și așa am propus și la Consiliul Județean. Sunt un om care mă trezesc de dimineață și muncesc până seara. Îmi place echipa pe care am găsit-o, pe care a construit-o Cătălin Toma. Nu am schimbat nimic la ea. Suntem aceiași oameni politici în județul Vrancea, care am câștigat alegeri și în 2020. Dacă în 2020 aveam 18 primari, acum plecăm la drum cu 29 de primari și ne propunem să mai luăm încă 7-8, cu siguranță și cu votul oamenilor, poate mult mai mulți. Suntem în toate sondajele de opinie, ați văzut și dumneavoastră, favoriți, atât în sondajele noastre, cât și ale AUR pe care le-a făcut publice și chiar și în celelalte formațiuni politice care nu sunt publice, cunoaștem faptul că echipa liberală la Vrancea este favorită pentru a câștiga Consiliul Județean. Și dacă la județul Vrancea suntem primii în viziunea oamenilor, la municipiul Focșani ne batem pentru fiecare vot al cetățenilor pentru a reuși să schimbăm ceva. Și cu siguranță putem, prin discuții și prin propunerile noastre de proiecte, să reușim să-i convingem. Dar o să vă las să vă spună despre asta domnul Valentin Răzmeriță, candidatul nostru la funcția de primar al municipiului Focșani. Mulțumesc. Domnul primar. Mulțumesc frumos. Bine v-am găsit. Vreau să felicit echipa PNL Vrancea pentru prezentarea făcută și pentru succesele pe care ni le-a arătat aici, în expunerea făcută de președintele filialei Vrancea, domnul Dragoș Botaru. Regretatul Cătălin Toma, prietenul meu bun, a schimbat la 180 de grade direcția în perspectiva administrativă, dar și în perspectiva leadership-ului politic. Cătălin Toma a lăsat pentru PNL Vrancea un exemplu bun de urmat, și sunt convins că echipa PNL va urma exemplu, ceea ce înseamnă că va continua proiectele de dezvoltare a județului. Suntem o regiune binecuvântată de Dumnezeu și sunt convins că zona, area geografică în care noi ne aflăm, va reprezenta un bun motiv de dezvoltare economică locală, având în vedere și lucrurile care s-au întâmplat în ultima vreme, adică, așa cum a prezentat și președintele filialei, autostrada care ne leagă de restul țării și celelalte lucruri, cum ar fi zona industrială, parcul industrial care se face în momentul de față. Succesul obținut de PNL în domeniile sănătății, învățământului, dar și în infrastructură sunt bine dovedite și s-a demonstrat că acolo unde sunt primari PNL s-a creat o dezvoltare urbană și o bunăstare a cetățenilor din zona respectivă. Suntem într-un an crucial. Alegerile din 9 iunie sunt despre progres, dezvoltare și despre implicare, nu despre întoarcerea în trecut. Alegerile din acest an sunt esențiale, iar apelul meu este către locuitorii din Focșani, că timp de 24 de ani s-a văzut lipsa de interes și lipsa de viziune politică și de dezvoltare, lucru care noi încercăm prin această echipă să îl ducem pe alte coordonate. Îi invit pe focșăneni să fie pragmatici și cât se poate de critici în alegerile ce urmează,
Singurul partid care are forța să ducă să aducă bunăstarea focșănienilor este Partidul Național Liberal. Partidul Național Liberal a oferit garanția că se poate, așa cum a demonstrat-o în orașele în care este guvernată de Partidul Național Liberal. Cam asta am vrut să spun. Dacă aveți întrebări, dacă nu încheiem aici, vă mulțumim, o zi frumoasă, la revedere. Gata, domnule.